Pentru Dumnezeu, când am fost ultima dată în grădină? Nu știu. Habar n-am. Nu știu de când am mai fost de foarte mult timp. Mă duc să verific, adică n-am mai fost de foarte mult timp. Mă duc acum. Ok. Mamă, n-am mai fost aici de atâta timp. Uite, a crescut un morcov. Trebuie să-l scot. Pot. Pentru numele Dumnezeu, un morcov e indestructibil. Of, trebuie să chem ajutor. Hei, cine vine să mă ajute să scot un morcov din pământ? E indestructibil. Ce? Nu pot să scot un morcov din pământ? Nu, vino și ajută-mă. Ok, hai să mergem. Asta este morcovele de care te plângi? Serios? Un biet morcove? Aproape, n-am scos. Nope, nu l-am scos. E prea greu, trebuie să chemăm ajutor. Ți-am zis eu, ți-am zis. Haide-te pe ajutor. Ok. Măi, cine mai vine să ne ajute? E prea greu de scos. Vitozene? Sigur, dar vă chinuiți atâta la un morcove. Sigur, nu putem scoate. Vino și ajută-ne. Dozene, vino. Ok, hai să mergem. Bine, acum că suntem aici, scoatem morcovele. Un pic morcove ne facem zile negre. Bă, dar chiar s-a prins bine aici. Nu pot. Trebuie să chemăm pe Stella, poate ea a făcut ea. Ce? Nici să nu poți? Nu. Ok, hai să chemăm pe Stella. Te rugăm, Stella, vino și ajută-ne. Da, Stella, te rugăm. Te rog, nu putem scoate morcovele. Of, serios, vă bătesc capul atâta pentru morcove? Oh, haide că vin. Yeah, hai să mergem. Ok, Marco, beh, e timpul să fii scos. Pot, pentru numele lui Dumnezeu, e cel mai tare morcove din lume? Presupun că da. Ce? E prea scos cumva morcovele? Cred că da. Ok, suntem varză. E vreo de nouă morcovele. Ok, mai bine lăsăm lui. E meritul lui. Ok, hai să plecăm. Ok, deci ce am învățat azi? Poate că un iepure ne bate la forță? Sau poate că atâția LPS nu pot scoate un morcov din pământ? Sau poate că un morcov uneori e mai puternic decât un LPS? De aveți dreptate. Morcovele ăla a fost o crimă. Ok, mă duc să mă culc. Tu crezi că eu nu? Și eu. Noapte bună.